Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, a venit momentul să vă spun la revedere. Am petrecut atâti ani împreună în care am filmat și am... Eu făceam videoclipuri, voi vă uitați. Voi mă înjurați când mă călcam strâm și eu vă înjuram și în fără să vă înjur. Eu mă dădeam bloc și voi făceam alte conturi. A venit momentul să ne luăm la revedere. Având în vedere faptul că, după cum ați văzut, am cam obosit în ceea ce reprezintă filmarea miilor și sutelor de milioane de vloguri într-o perioadă de vreo 2700 de vloguri, aproape că 1792 de vloguri în atâta perioadă de timp, a venit timpul să ne luăm la revedere. Asta e, atât am putut să fac ani ăștia, nici n-am putut să cresc prea tare, am muncit zi de zi, după cum ați văzut, nu știu dacă ați observat, dar în ultima perioadă nici m -a, m -a, nu au mai apărut așa vloguri cum apăreau înainte, atât de multe, într-o sumă atât de cantitativă, din cauza că starea mea de spirit este una mai nasoară. Am tot timpul încercat să, să fac cumva, să cresc ca să vin cu ceva nou, să pot să, să fac live-uri mai multe, să fac. Și am avut la capătul puterilor unde tin să cred, cum mi-au spus și haterii, că YouTube-ul ăsta este prea mult pentru mine. Așa că m-am decis în urmă cu vreo câteva zile să trec la fapte. Fapte, când mă refer de fapte, mă refer strict la faptul că mi-am creat un nou canal de YouTube, dragi oameni buni, în care doar să joc jocuri. Deci jocuri nu vor mai apărea niciodată pe acest canal, pe canalul mare, sau fie, o să fie doar pentru concerea camioanelor și trag vlog. În schimb, avem Haplea, care e pentru mâncare, avem Vlad, care este pentru Vlad. Iubirea și viața din sufletul din mine. Și canalul sau nu știu ce să fac cu el, l-am de vânzare dacă facem o licitație să vindem acest canal de YouTube, ce ziceți? Careva? Să poate? Să vând canal de YouTube? Dacă dați 2000 de euro pe el, cam 9000 de abonați, îl, îl dau. E lume care nu-i să muncească, vedeți? Există două situații în care poți crește pe această platformă numită YouTube sau... unul ales să muncești, doi, ales să plătești. Voi să nu crezi că aș fi primul sau ultimul care vinde un canal de YouTube. Este foarte ușor. Cum se vede un canal de YouTube? Stai click alea așa pe el, da? Ce vloguri are acest canal? Are vreo câteva vloguri, are, mă? Le ștergi toate. I-ai ștergi numele, pac și la revedere. Schimba numele și pace bun. Deci, practic și bine zis, vreau să vă zic că duc o perioadă grea în ceea ce reprezintă youtube dar una mai grea în ceea ce reprezintă trupul ăsta. Am început să slăbesc, trebuie să recunosc. Fac vlogul ăsta și pe la sală că vreau să-l și plantez până în seara asta. Problema este în felul următor. Sunt două chestii mari și late pe care nu le mai fac pe canalul ăsta mare. Adrian Cox fiind și numindu-se. 1. Nu o să mai posteze niciodată gaming pe acest canal. Acest canal a fost construit pe altceva. Nu urcă gaming-ul niciodată. Așa că tot ce o să fie vorba o să fie vorba despre camioane și despre trag vlog în mare parte viața mea la muncă, pe tir și chestii de gen. Un cazul în care considerați că ați fi în stare să urmăriți gaming, să ne jucăm, să jucăm EuroTrack Truck Simulator, uite numai ce postai acum 6 ore, am postat ieri, al am făcut live cu abonații, super tare live-ul, îl aveți aici. Deci, cum să vă zic? Toate jocurilețele și jocurilele le-am le mutat aici. Care v să zic că, ce ți-ai mai tot mutat pe te pe 15 20000 de canale? Din cauza că strict vreau să nu mai amestec una cu alta pentru că niciodată nu o să fac să nu o să reușesc eu să uh, pun public de 50 de ani să se uite la gaming chiar dacă sunt eu. Din cauza că de obicei ei nu caută chestia asta. Având în vedere publicul acestui canal Adrian Cox, mergem la vârste și vă dau și un view de aici. 13-17-1%. 18, 24, 3% și avem imediat mai mult de 65 de mai multe persoane de 65 de ani care urmăresc canalul de YouTube Adrian Cocu decât persoane 13, 17. Astea fiind spuse, de fiecare dată aproape când postez câte un episod de ăsta, mi se dezabonează oamenii sau nu dă în algoritm. Din două una. Deci vreau să vă spun la revedere, dar bine ați venit pe un nou nostru canal de YouTube pe care o să postăm jocuri, o să ne jucăm să facem live-uri puternice rău de tot. Dacă vă interesează mâncarea, vă aș ruga să dați pe Haplea o, o geană, pentru că o să fie pe Haplea. Haplea este un canal cu foarte mare potențial din punctul meu de vedere. Avem 904 abonați pe alate, pupa, amore. Avem 904 abonați pe Haplea. Haplea este un canal de food, un canal ce trebuie, un canal de. Uh, un canal care, mie să fiu sincer, îmi place evoluția lui până în momentul de față și o să evolueze și mai tare, având în vedere faptul că o să mănânc și mai mult. Am început să-mi simt abdomenul, amări, știi? Că am aproape 100 de kg. De când am aproape 100 de kg, am început să-mi simt abdomenul, deci nu știu. Îmi simt partea asta de sus, cred că de aici începe lucrătura, de aici în jos, știi? Mai e de muncit, trebuie să recunosc, dar... ce deci am urmă să ia niște soia, acum e soia, nu? Trebuie să iau niște suia din că vreau să schimb regimul alimentar definitiv în ceea ce reprezintă carnea procesată, nu prea vreau să mai am de face cu niciun fel de procesătură în viața mea. Așa că va trebui ca să schimbăm totodată regimul alimentar. Care să zic? o să fac un vlog separat despre chestia asta cu slăbirea, o să reușesc, am promis că în 3 săptămâni o să slăbesc până la 95 de kg, lupt. Până la sfârșitul săptămânii oricum o să fiu sub 100 de kg. Așa că... Așa că nu prea trece febra să fiu sincer din cauza faptului că problema e în felul următor. Când ești pe deficit caloric și nici nu mănânci, nu prea ai nici proteină. Că nu prea dat nici proteină. Am două mese pe zi principale, una când mă trez și a doua la patru. De la patru nu mai mănânc nimic până următoarea zi la 10. Am scos micul dejun și multe alte chestii. Deci, să vin cu vlogul în care vă arăt și rezultate pentru că oamenii de obicei nu te cred când vorbești numai așa, știi? O să vin în vlogul cu rezultatul final unde facem cântar și o să vă povestesc acolo pas cu pas cum am făcut să slăbesc. Da. În cazul în care considerați necesar, am aici o pagină de Facebook foarte frumoasă, 170.000 de urmăritori, Adrian Cox este și asta. Bineînțeles, mai am una care e adriancox2.0 și acolo pun și episoadele care le filmez unde mă joc. Înțelegeți? Deci din cauza asta vreau să vă zic că La revedere. La revedere în special gaming pe acest canal de YouTube. Din cauza faptului că sunt foarte multe, nu sufăr de a nu avea ce posta, sunt foarte multe episoade filmate deja, care urmează să apară, care stau la rând și tot așa. Nu neg faptul că de multe ori obosesc în viața mea, pentru că nu văd rigine, sunt ceea ce reprezintă vizualizările având în vedere suma abonaților, dar asta este una din sabotările prin care trec eu, așa că să nu uităm esența și să nu uităm baza. Baza sună în felul următor. Să nu uităm faptul că eu am muncit acum ani de zile ca să ajung aici. Adică e tot timpul munca care o face acum. Poate că nu-i plătită în ceea ce reprezintă youtube ul și cred că în ceea ce reprezintă toate platforme, să zic așa, și eu să mă fac și o parte în vlogul ăsta despre muncă. După ce termin asta. Adică tot ceea ce muncesc acum, eu trebuie să primesc răsplata în 2 ani, cred că cam așa ceva de genul ca și cum ai merge la școală șofer să obții permisul de conducere. Tu faci școală șofer, dar în, cred că în vreun an cam așa încep să câștigi cu adevărat din meseria șofer, că până ești tu începător, că până înveți tu una alta, până înveți tu Deci tot timpul o să primești răsplata la ceea ce faci după o bună perioadă de timp. Asta fiind spus, să, să facem și un story scurt, pentru că în esență voi să-i ce să vă zic pe acest vlog. Era seara la sala, știi? La sala de obicei o să fac episodul cu sala unde vă spun cum arată o zi din viața mea. Mă duc într-o duminică la sală și chiar iau gopro cu mine și vă arăt o zi din viața mea la sală cu cum pot. Pentru că nu am voie să filmez peste tot, așa că nici telefonul la pool, de exemplu, unde e la bazin, n-ai voie să iei telefonul. La sau n-ai voie să iei telefonul. În mare parte o să o povestesc și în sala de gim pot să iau telefonul sau camera de filmat, acolo o să vă trag câteva, uh, câteva viuri cu ceea ce fac în sala, în sala și după vă povestesc restul. Deci eram în saună și deschide cineva un subiect care a place în saună pentru că eu sunt așa și eu și Urechi, sunt ca un burete de foarte multe ori în viață, adică tot ceea ce vine, ca un burete de la uscat. Și când plouă, eu puf, știu cum sunt. Ascult tot ce de lumea și trag și eu o concluzie. Și vorbea cineva la un moment dat despre faptul că despre muncă la bază, știi? Vorbea despre muncă în contextul în care uh, zicea ceva de genul. Păi, de la un timp de vreme am abordat-o foarte... Știi care e problema societății, zice el. Problema noi generații, noilor generații de englezi este în felul următor. Cum poți să fii cineva într-o companie, într-o mega companie care nu dă doi bani pe tine și care te plătesc foarte puțin. Trebuie să faci foarte puțin și să fii ultimul care ajunge la muncă și primul care pleacă de la muncă. Înțelegi? De acolo începe cu exemple uh, din care el nu răspunde la mail după ce pleacă de la muncă, el nu face aia de ce nu pleacă la muncă, de ce deci el în principiu nu se implică și din punctul meu de vedere este ceva greșit dacă mă întrebați pe mine. Ca să nu te implici ai numai de pierdut cât, uh, Balanța asta, a te nu te implica și a te implica, din punctul meu de vedere, una la mână te autosabotează foarte mult, două la mână este foarte distructivă pentru tine, pentru că, cum să zic, zicea ceva de genul că nu răspunde la mail când este acasă, dar dacă stai și scroluiesc pe TikTok două ore, cum facem? Înțelegi? Adică eu înțeleg neimplicarea ta din cauza faptului că tu consideri că nu ești apreciat pentru munca pe care o faci. Dar lateral de asta tu încep, încet încet să stai crecusa de sub picioare pentru că nu mai ai oportunități. Tot timpul când o să fie vorba despre o avansare în aceea companie pentru că de obicei în companiile engleze este vorba și de avansare într-o oarecare măsură. Cu cât te implici cu atât avansezi, cu cât te implici cu atât înveți noi chestii, cu cât te implici cu atât poți să obții mai multe chestii din punctul meu de vedere. Și eu sunt dovada vie că se poate, adică puteam foarte liniștit să câștig 4000 de lire în Anglia asta pe tir de când am venit. Și uite că am vrut mai mult, ce înseamnă că am vrut mai mult? Am vrut să fac și online. Și probabil ne-a reușit pentru că în punctul de față nu prea e de muncă în Anglia și chiar vorbeam cu a mea mai altă, să zic, bă, dacă noi nu am avea platformele astea de social media, adică drepturile mele de autor, știi că noi nu am putea să supraviețuim în Anglia, în punctul în care suntem din cauza faptului că trebuie să mă duc cu copilul pe la doctor, nu pot să iau cursa. Trebuie să ajung acolo, că nu trebuie să știu ce, trebuie să mă să fac un blat test pentru că am probleme cu ficatul, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, să fac aia și la un moment dat mă trebuie să am 3 zile de muncă muncite pe săptămână și asta înseamnă undeva aproape la vreo 400, 400 l, ceva de genul. Până 400. Înțelegi? Deci, într-o oarecare măsură, când nu te implici, nici nu ai cum să câștigi, dacă mă întrebați pe mine. Din punctul meu de vedere, dacă e să vă dau un sfat în ceea ce reprezintă implicarea la un loc de muncă, este că cu cât deschizi mai tare ochii, cu atât aveți mai multe oportunități în societate. Și dacă nici în Anglia nu există o societate în care chiar sunt oportunități, nu există nicăieri. Eu am o vorbă care sună cam așa, când vrei mai mult, faci mai mult. Le-am exemplu că n-am putut să mă abțin în ceea ce reprinde să nu intervin în discuția chiar dacă ei nu m-au luat în calcul și într-o oarecare măsură un 70% din societatea englezească suferă de lenie acută și i-ar vrea să câștige foarte mult fără ca să miște nici măcar un pai. Și tot așa putem să o ținem. N-am putut să nu mă bag în seamă să zic că, bă, bun, am avut și eu stil sa de a gândi în urmă cu câțiva ani, pentru că mi se părea că tot luptam cu agențiile pentru a câștiga tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și am ajuns un punct în care zic, bă, societatea e de așa natură formată încât dacă ai un job, da, te duci la muncă, îți asigură un basic, adică să-ți plătești chiria, să-ți plătești mâncarea, să-ți plătești telefonul, să-ți plătești și poate să-ți merg 102 ca să mai știi colo și cam atât. Dacă în viață vrei mai mult, faci mai mult, fost propriu business, muncește tu să ai propriu business și după aia o să judeci altfel situația. Deci ăsta este pointul meu, o viu în ceea ce reprezintă munca după vreo câțiva ani de zile. Într-o oarecare măsură neimplicarea, poate că nu-ți consumă foarte multă energie dar nici nu ți oferă niciun fel de oportunitate și într-o oarecare măsură neimplicându-te încep să duci o luptă interioară, lupta care o duci cu tine, adică tot timpul când, dacă am te la happy la muncă, din punctul meu de vedere, lupta interioară e una care te consumă mai mult decât în cazul în care te duci happy la muncă. Adică de duce, am citit mail-urile aseară, le-am răspuns, că el zicea ceva de genul, uite, de exemplu, am colegi care le spun la, răspund la mail și în timpul liber, nu răspund, eu răspund doar luni dimineața și asta mea până la ora 11. Înțelegi? Poate la luni dimineața vine la ora 11, arăte mail-urile citite, știi, poate își face alte chestii, adică, Înțelegi? Și oricum o să fie primul la ușă în cazul în care... Pentru că treburile trebuie să meargă. Și când ești un om din ăsta care pur și simplu nu pui umărul, se observă. Adică voi să nu credeți că dacă suntem într-o corporație, de exemplu, 10, care trebuie să răspunde la mail să facem chestii, da? În cazul în care suntem 10 și 2 nu trag, s-ar putea ca într-o oarecare măsură aia la alți 8 să simtă că aia 2 nu fac, știi? Și oricum ai a opt, ori să și evolueze, ori să știe și când mă, mă, mă refer de implicații este bun, este uh, cum să vă zic eu. Înveți, la un moment dat ajungi să fii atât de capabil încât, de exemplu într-o companie, când ești plană, ajungi atât să fii de capabil încât nu trebuie să te forțezi foarte tare pentru că tu știi fiecare cursă, când trebuie să ajungă, când trebuie să ajungă și când cel mai mult de la tine, automat primești din punctul meu de vedere. Lenea asta numai te sabotează și numai e distructivă în ceea ce reprezintă persoana ta. Plus că nu trebuie să dai 100% în ceea ce reprezintă uh, jobul. Și s-ar putea ca ai 30% să îi redirecționezi, cum am făcut eu an de zile la rând în ceea ce reprezintă vlogurile. Am încercat să nu dau 100% în ceea ce reprezintă munca și șofer profesionist și în momentul de față am reușit să filmez 1800 de materiale și puse pe YouTube și încărcate și și tot timpul o poveste de zis, din punctul meu de vedere. Da, aș putea să spun o poveste despre chestia asta cu munca. Din punctul meu de vedere, cei care vor mai mult, câștigă mai mult de-a lungul anilor, cei care li se pare că sunt exploatați, nu vor mișca niciun pai din punctul ăla, și tot acolo vor, vor sta ani de zile la rând și vor plânge de viața lor mizer. Așa că tu alegi dacă se merită să te implici în ceea ce reprezintă un loc de muncă sau nu, dar din punctul meu de vedere, dacă stai și dai scroll pe TikTok 3 ore seara când ai putea să răspunzi la două mail-uri, care are lucru, nu știa că ești cu telefonul, știi? Într-o oarecare măsură, poate că la un moment dat, tratând jobul jobul cu seriozitate, o să ajungi să fii luat în calcul într-o oarecare măsură. Din punctul meu de vedere, ca șofer pe agenție, nu am mare oportunitate de a avansa, dar dacă ești angajat unei companii și îți faci treaba foarte bine și te implici în afara jobului tău, adică faci mai mult într-o bună zi, poate o să fie un loc într-un birou pentru tine. Cum știu foarte multe cazuri, de exemplu la Bibis. Știu foarte multe cazuri care de la șofer profesionist, astăzi stă, lui... stă într-un birou și scrie mail-uri și trimite mail-uri. Într-o oarecare măsură, nu calificarea este aia care stă între, între tine și job, ci stă mai degrabă seriozitatea, oportunitatea. Și dacă stai angajat 1, 2, 3, 4 ani ca șofer într-o companie și ești următorul pe listă care ar putea să aplice pentru următorul job de manager, de exemplu, că poate ia testatul și nu știu, sau poate. Poți să fii ceva, șef de remorci, că la ăștia există, înțelegeți? Sau șef de, nu știu, de siguranță prin curte, că există și din alea pe aceea. Sau supervisor, că nu știu ce știi. Și viața ta devine mai dulce, dar asta în cazul în care te implici, că dacă ești ca mine și vii cu plasa și pleci cu plasa, niciodată nu vei avea uh, reușit în ceea ce reprezintă ca să fii tu primul la linie când e vorba despre o avansare în grad. Asta a fost puse în cazul în care considerați că merită să te implici Aș vrea să găsesc în rubrica comentarii niște, cum să zic eu, niște comentarii chiar pertinente care să îmi arate un alt, fel, un alt point of view, dar din punctul meu de vedere... Uh, lupta este pierdută în cazul în care tu refuzi să te implici. Din cauza faptului că mi-aduc foarte bine aminte, lucram pe comunitate și încercam să nu mai fac chestii, că aveam impresia că fac foarte multe chestii pentru compania care lucram. De îndată ce încercam să nu mai fac chestii și veneau cu chestii către mine, mă enervam și automat mă consumam în ceea ce rep se reprezintă jobul că căutam să nu fac nimic și tu când dai ceva de făcut, automat intram într-un disconfort, intram într-o luptă cu tine imediat și lupta să știi că îți consumă foarte multă energie și lupta ta cu tine, dar după apoi lupta ta cu alții. Bun. Și, pe de altă parte, făcând chestii noi, vezi lucruri noi, deci evoluezi. Cum a rămâne atitudinea fiecăruia, unii vor mai mult, fac mai mult și câștigă mai mult la din end of the day. Nu azi, nu mâine, nu poi mâine, nu răspoi mâine, la un moment dat o să vină, o, să vină către tine rodul muncii tale. Deci, din punctul meu de vedere, merită să faci mai mult în viață ca să câștigi mai mult. Drept dovadă, uitați-vă 1800 de vloguri într-o oarecare măsură, dragi oameni buni. Dacă să se-ți abonați la canalul ăsta care este bazat pe trag vlog, v-aș ruga să vă abonați și să apăsați o clopotniță, pentru că există un clopotniță în, lângă butonul de abonare, este un clopot ca să prin notificare tot timpul când mai postez. Aveți Hapla pentru mâncare, aveți Adrian Cox 2.0 pentru vlog, pentru gaming. Aici ne jucăm împreună pe weekend. O să facem un convoi cu abonați. Cazul în care v-a plăcut acest material, cam atât vreau să vă spun. Am despărțit gamingul de tra, vlog într-o oarecare măsură și mâncarea inclusiv. Vă pup, mă vă doresc o zi minunată, dați-vă un like puternic, stimă-vă, aveți voi de voastre și o zic să vă implicați din cauza faptului că din ce te implici, din ce câștigi mai mult într-o oarecare măsură, pentru că înveți chestii noi și am mai pus problema în sauna, acolo în felul următor dacă pe fiecare zi ai câte o oră liberă seara în care poți să faci ceva pentru visul tău și o folosești inteligent da, s-ar putea ca după 2-3-4 ani de zile să ajungi în punctul în care acea oră să-ți fie valorificată, adică să zici bă da am făcut ceea ce trebuie, înțelegi? Deci noi într-o oarecare măsură suntem variantele pe care suntem astăzi, care suntem astăzi, din cauza faptului că am făcut ce trebuie acum câțiva ani de zile. Deci? Acum 5 ani de zile pentru că am decis să plec din România și să mă mut în Anglia, sunt varianta mea de astăzi, aștept să vină mea de la cumpărături, să plec la sală, să trag puțin și să am de trupul ăsta. Am permis să am grijă trupul ăsta din cauza faptului că am făcut ceea ce trebuie Acum câțiva ani de zile când mă certam cu patronii prin România că eu le spuneam că n-am dormit deloc și ei îmi spuneau că îmi fac foaia de concediu și că mă trimit în cursă. Și spuneam, bă omule, n-am dormit deloc, știi? Din cauza faptului că am refuzat și că am vrut mai mult decât ceea ce au vrut ei să-mi ofere și am ajuns ceea ce sunt astăzi. Deci, în cazul în care v-a plăcut, vă pup, mamă, doresc o zi minunată, aveți de voi de trupurile voastre și spuneți nu drogurilor. Stima bă.